Cristi Vlad poate fi coordonatorul noii echipe a Petrolului. Este varianta susținută de Uniunea Suporterilor Petroliști. Fanii vor ca fostul fotbalist să se ocupe de renașterea Petrolului după ce Vivi Răchita a renunțat. Vlad spune că a avut câteva discuții cu suporterii, iar aceștia au mare încredere și vor ca el să formeze noua structură. Cristi Vlad este presat de timp, având în vedere că înscrierea echipei în Liga A Prahova mai poate fi făcută doar până la sfârșitul lunii. De aceea își dorește ca săptămâna viitoare să dea drumul la treabă. El consideră că cel mai important este formarea clubului cu conducere, staff tehnic și jucători. Vlad mai este convins de faptul că sunt destui fotbaliști care vor să joace la Petrolul pe contracte decente, de aceea el își dorește să vină măcar un investitor, iar primăria să-i ajute cu stadionul și bazele sportive, iar pe parcurs lucrurile ce țin de club și echipă mai pot fi reglate și îmbunătățite. Cristi Vlad este proaspăt observator la Liga a doua și a treia, însă această postură nu îl împiedică să se ocupe de Petrolul. Nu există conflict de interese, iar dacă Petrolul va promova în competițiile organizate de FRF, își va da demisia din funcția de observator. Misiunea lui poate fi ușurată și de faptul că astăzi însemnele Petrolului au revenit oficial în custodia Consiliului Local. Cristi Vlad are 39 de ani, ultima oară a fost șeful Centrului de Copii și Juniori, dar are și licență de antrenor UEFA B. Una dintre cele mai frumoase amintiri din fotbal ale lui Cristi Vlad este legată tot de banca tehnică. În iunie 2013, Petrolul câștiga Cupa României cu Vlad pe bancă, acesta înlocuindu-l pe Cosmin Contra, suspendat la acea finală.